și așa mai departe, tot ce era la vremea Seven era în esoteric și tot ce exista, adică hip-hop, plam. Uite, zici tu de Biohazard, Biohazard vine anul ăsta la... Suntem foarte supărați pentru că suntem în același timp cu Biohazard. Da. Și noi suntem foarte... Da, noi suntem cu... la scena de electro la noi, imediat după NAS, și Biohazard este fix în același timp cu noi. M-am supărat foarte tare pe băieții de la... Le-am și spus, mutațiile nu le intră, nu se poate. Da, la fel am pățit anul trecut cu Obitori, dacă mai ții minte. A, nu, l-am prins. L-am prins până aproape de sfârșit, ne-am intercalat un pic și mai avem 2 minute. Hai acum! Și am fugit repede de la Obitori. Preferea să fim într-o seară să prind meșugă, dar nu. Era a doua. Ok, deci background-ul vostru are foarte mult rap în el, de aici oarecare... Foarte mult, da. Și, și înclinație către fiturile. Și un pic mai mult metal. Da, absolut. Mult mai mult rock și, da, și foarte mult hip-hop. Cum reușiți să... Știu că tu faci matinalul de dimineață la proiect. Așa. Așa, cum reușiți să îmbinați aceste pe care am luat-o și am dus-o noi după aia mai departe. E, bineînțeles, o parte era... O parte, da. Instrumental de pe strofă era... Avea mai multe variante și asta era una dintre ele. Și... Am zis, bă, dacă facem cu Biagma, nu din lene, dar chiar sună foarte bine și hai să facem. La Fuge a venit Paul cu tema aia foarte tare de pe refren, țintul ăla, pe care îl dublase cu chitară. Băi, și suna incredibil.